Cu tremuri de 9,5 grade. Cel mai mare cu tremur înregistrat vreodată. Dezastru istoric. A fost un dezastru de proporții istorice, cel mai mare cu tremur înregistrat oficial de specialiști. Totul a avut loc acum exact 63 de ani în Chile. Iată ce s-a întâmplat în această țară, aflată pe inelul de foc al Pacificului, o zonă extrem de intensă din punct de vedere seismic a fost cel mai puternic cu tremur înregistrat oficial în istorie. Este vorba despre seismul devastator care a avut loc în Chile în anul 1960 și despre care specialiștii estimează că a avut o magnitudine de 9,5 grade pe scara Richter. Cu tremurul a avut loc pe 22 mai 1960, la ora locală ora 15 și 11 minute, seismul fiind unul extrem de lung, totul durând în jur de 10 minute. Epicentrul acestui cutremur a fost în apropiere de Lumaco, la aproximativ 570 de kilometri la sud de Santiago, orașul Valdivia fiind cel mai afectat de dezastrul natural. Mișcarea telurică a provocat tsunamiuri care au afectat grav coasta chiliană, cu valuri de până la 25 de metri înălțime. Tsunamiul principal a traversat Oceanul Pacific și a devastat Hilo, în Hawaii unde au fost înregistrate valuri de aproape 11 metri, la peste 10.000 de kilometri de epicentrul cutremurului. Potrivit Wikipedia. Replicile cutremurului din 22 mai au ținut până la începutul lunii iunie, având magnitudini ce au depășit și 7,5 grade. Cutremur, tsunami și, două zile mai târziu, o puternică erupție vulcanică. Cutremurul din Valdivia a afectat peste 400.000 de kilometri pătrați din teritoriul Chilian, între Talca și insula Chiloe. Satele de coastă, precum Tolten, au fost puternic lovite. Aproximativ jumătate din casele și clădirile din Valvidia au fost făcute una cu pământul. La Coral, principalul port din Valdivia, nivelul apei a crescut cu 4 metri înainte de a începe să se retragă. La puțin peste o oră de la cutremur, un val de 8 metri a lovit coasta chiliană, în principal între Concepcion și Chiloe. Un alt val de 10 metri a fost raportat 10 minute mai târziu. Sute de persoane au fost deja raportate ca fiind moarte în momentul în care tsunamiul a lovit. O navă, Canelo, pornind de la gura de vărsare a râului Valdivia s-a scufundat după ce a fost deplasată 1,5 km înainte și înapoi în râu. În 2005, catargul său era încă vizibil de pe drumul spre Niebla. Datele privind dezastrul nu sunt foarte clare, însă se estimează că au murit aproximativ 6.000 de persoane, iar alte 2 milioane și-au pierdut casele, din cauza tsunamiului. Asta nu a fost tot. La două zile după cutremurul devastator din 22 mai, a erupt și vulcanul Cordon Caul, care fusese inactiv în ultimele patru decenii. Din fericire, zona din apropierea vulcanului nu era prea despopulată și, ca urmare a evacuărilor de după cutremur, nu au fost înregistrate victime din cauza acestei erupții, care a durat 59 de zile.